Acțiune demnă de filmele de Hollywood în această dimineață pe faleza Dunării. După o noapte stropită din belșug cu alcool, pe la 6 dimineața, doi tineri s-au decis să facă ture cu mașina prin oraș. Au ajuns pe o stradă care se termină direct în malul Dunării. Din cauza vitezei și alcoolului, șoferul de 21 de ani nu a mai reușit să controleze mașina, care a trecut milimetric printre o bancă și un copac de pe malul fluviului, plonjând în apă. Norocul celor doi a fost că aveau geamurile deschise și au putut ieși din mașină până ce aceasta s-a scufundat. Un pontonier le-a aruncat doi colaci de salvare și a adus la mal, unde au ajuns teferi, dar răcoriți. A venit cu viteză. A venit cu viteză și a frânat. A frânat și s-a adus. S-a adus glonț. Dacă intra în pom, mureau. Așa a fost norocul lor, să treacă pe între pom și bancă, să scape. A avut geamurile deschise și au ieșit afară. Viteză, nu vede și frână. 70 de metri, cred că nu mai frână. Și toți s-au dus. Asta este. Eu știu, au fost băuți, nu știu nimic. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatele celor doi au fost de 0,9 și 0,89 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la Spitalul Județean pentru recoltare de probe biologice, iar în cauza a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.